Из-за долга типа 1600 долларов или 1700 или 1650 отнимать дом, ну это, ребята, это... Выгнать старика за 36 тысяч лей. Вот, это называется европейский курс развития. Курция де Белло явился шаву инкеере. К прокуроре, да, ко се читяска, требуется и рушини, к прокурор, что лукряза кум ала ченя. La sfârșitul anului 2016, Dumitru Moroz a aflat că nu mai este proprietarul casei sale din centrul Chișinăului, în care locuiește din 2001 împreună cu soția. Apartamentul la sol, în acte de 44,7 metri pătrați, iar în realitate de două ori mai mare, a fost vândut prin licitație de executorul judecătoresc Alexandru Tkachenko, pentru o datorie de 36.000 de lei a familiei Moroz. Casa de pe strada Șciusev 27 a ajuns la un preț de două ori mai mic decât cel de piață, în proprietatea cumnatului executorului judecătoresc George Boțan, care și are biroul pe aceeași adresă, la doar câțiva pași distanță. E fostul meu cumnat, noi suntem și în relații bune, în relații de prietenie, am rămas chiar după divorțul meu, nu am rămas în relații bune cu dumneavoastră. Istoria începe în 2008, când Dumitru Moroz a fost implicat într-un accident rutier. 4 ani mai târziu, Dumitru Moroz era recunoscut de Curtea Supremă de Justiție de producerea accidentului și traumarea a 5 persoane. În 2014, acesta este obligat să achite victimelor despăgubiri de 36.367 de lei. Convins că a fost condamnat pe nedrept de instanțele din Republica Moldova, Dumitru Moroz nu achita amenda și se luptă în instanțe pentru revizuirea procesului penal, însă fără succes. Între timp, fără ca familia Moroz să cunoască, casa, supra căreia era aplicat sechestru, este vândută la licitație. Из-за долга типа 1600 долларов или 1700 или 1650 отнимать дом, ну это, ребята, это тем более я предлагал им не один раз, давайте мы все-таки будем вам платить деньги, ну мне уже 70, вот сейчас в сентябре будет 70 лет. Ткаченко, почему вы не пришли, не вытаскивали из дома имущество? Есть стиральная машинка, есть холодильник, есть что-то, правильно? Мы же не говорим о полмиллиона долларов долга. Долг 36 тысяч лей. Нельзя. Холодильник нельзя, пенсионера нельзя оставить без холодильника. С пенсии нельзя. Понимаете, по 200 лет с пенсии нельзя. А дом забрать можно. Это нормально? Этот вопрос надо поднять, это же не единичный случай. Ați aflat despre faptul că deja casa este vândută. Când aș putea să vii evacuare, a spus că vinim să dăm documente pentru evacuare. Licitația de înstrăinare a imobilului a avut loc la 19 septembrie 2016 și a fost desfășurată de executorul judecătoresc Alexandru Tkachenko. Pentru a stabili prețul imobilului, executorul judecătoresc a contractat compania Gofma Consulting SRL, condusă de Dumitru Tărăburcă, dar despre care adjuncta procuratorului anticorupție a declarat anterior că ar fi fost controlată de frații Alexei și Mihail Gofman. Gofma Consulting SRL a stabilit că imobilul din centrul Chișinăului ar avea o valoare de 407.195 de lei. Dumitru Moroz susține însă că niciun reprezentant al companiei de evaluare nu i-a vizitat și că imobilul ar avea mai mult de 44 de metri pătrați, doar că familia nu a înregistrat modificările ulterioare la cadastru. Câștigător al licitației, la care s-au înscris 3 participanți, a fost desemnat Gheorghe Rață, care a adjudecat bunul contra sumei de 340.756 de lei. La momentul licitației, Gheorghe Rață era cumnatul executorului George Boțan, care și are biroul pe aceeași adresă, strada Șciusev 27. În ce relație sunteți dumneavoastră cu domnul George Boțan? A fost un cumnat. Și dumneavoastră cunoșteți faptul că dumneavoastră aveți intenția de a înstrăina, de a cumpăra acest bun imobil? Păi am participat adus la licitație, cum să nu știi? Păi nu dumneavoastră a organizat licitația. De ce? Domnul Alexandru Tkachenko a organizat licitația prin care a fost... Tkachenko, da, Tkachenko. Păi dumneavoastră mai devreme mi-a spus că dumnealui a înstrăinat bunul imobil. Nu dumnealui. Păi ați aflat din monitor oficial sau totuși de la cumnatul dumneavoastră? Din monitor oficial și... Întrebat cu ce scop a cumpărat imobilul și dacă urmează să locuiască acolo, Gheorghe Rață a fost rezervat în declarații. În martie 2017, legalitatea licitației este confirmată de judecătoria Chișinău, iar Dumitru Moroz se adresează în instanță cu o cerere de chemare în judecată împotriva executorului Alexandru Tkachenko, privind declararea nulității licitației din 19 septembrie 2016.
În ianuarie curent, Curtea Supremă de Justiție a menținut încheierea judecătoriei Chișinău, prin care cererea de chemare în judecată a fost respinsă. În prezent, cererea de revizuire a încheierii din 22 octombrie 2018 se află pe masa judecătorului Dragoș Crigan, de la judecătoria Chișinău. Берут, продают мой дом. За что? За 3 копейки в базарный день? Как можно продать дом, который в центре города, ну, минимум 80 тысяч. Минимум. И что, после этого надо так издеваться над людьми? И там черным по белому четко написано, что сумма иска, должна, сумма арестованного имущества должна быть соизмерима суммой иска. Когда иск 36 тысяч лей, а кадастровая стоимость жилья 500 с чем-то, это нарушение закона. Понимаете? Это нарушение закона. Ни зио один 4 септембрь 2001 локуеск в Казаче, лукрез в Казаче. Ел дит по чего фос палит ди машины? Ел фос палит ди машины. Ел дит отунч но лукрат о зи. Я он лукрат интенсив ди шино аптика, сплепец коммунали, садрец в Каза, смотрец в пимини песоц. Дичи мне треба смотрея фара. Дичи ними леджили мели нули ел, инсама. Plus, trebuie să vină cineva să măsoare în casă aceea. N-a venit nimeni. Documentul pe care Dumitru Moroz l-a adus în instanță drept argument în favoarea sa este hotărârea Colegiului Disciplinar al Uniunii Executorilor Judecătorești, prin care executorul Alexandru Tkachenko a fost sancționat disciplinar prin suspendarea activității pe un termen de 6 luni pentru încălcarea gravă a obligațiilor profesionale. Colegiul Disciplinar și-a argumentat decizia prin faptul că executorul, contrar obligațiilor sale, nu l-a înștiințat pe Dumitru Moroz despre faptul preluării dosarului de executare, despre organizarea licitației privind vânzarea casei și nici despre evaluarea bunului imobil. În ședința de judecată însă, avocatul executorului Alexandru Tkachenko a prezentat hotărârea Curții Supreme de Justiție din decembrie 2018, prin care decizia colegiului disciplinar pe numele lui Alexandru Tkachenko a fost anulată ca fiind ilegală. Această decizie care se invocă drept noutate pentru a redeschide o procedură sau a deschide o procedură de revizuire a încheierii prin care a fost confirmată licitația, deci ea a fost anulată. Вместо меня вы, вот как вы будете себя чувствовать? Скажите, пожалуйста, вот это все понятно, но я, например, не могу понять, как можно хвалить. Ultima speranță a familiei Moroz este că Procuratura Anticorupție va porni o cauză penală după ce au depus o plângere pe numele executorului Alexandru Tkachenko, privind pretinsele acțiuni ilegale manifestate prin desfășurarea licitației trucate la înstrăinarea locuinței. Dacă domnul Moroz și-a achitat datoriile în decursul a 5 ani de zile, atunci nu s-a ajungea la vânzarea bunului pe care îl deține în proprietate. Bunul acesta imobil de către executorul anterior tot a fost expus la licitații de câteva ori. Și nici atunci domnul Moroz nu a achitat datoria. Între timp, noul proprietar al casei familiei Moroz cere locatarilor să elibereze locuința. Pe 11 aprilie, executorul judecătoresc Oleg Gungureanu s-a prezentat însoțit de poliție pentru a evacua familia. Procedura însă a fost amânată pentru că nici Gheorghe Rață, nici avocatul acestuia nu au venit. Domnului Moroz a fost acordat un termen de 15 zile de executare binevolă, nu a executat, mai mult, acesta m-a insultat de fiecare dată, nu, i-a mai acordat încă un termen suplimentar, iarăși undeva de aproximativ 15 zile, nici în termenul dat, după cum înțeleg la moment, nu și-a executat obligațiile prevăzute prin hotărârea instanței de judecată. Astfel, în lipsa creditorului, este imposibil de parcurs de trecut la o executare silită, astfel evacuarea se amână. Executorul George Boț, al cărui cumnat a cumpărat casa cu 300.000 de lei, în timp ce imobile din zonă, aflate într-o stare avariată, se vând cu peste 900.000 de lei, susține că nu ar avea vreun interes în preluarea casei situate chiar în spatele biroului său. Chiam pe el să vinde și domnul Rață m-a întrebat dacă el participă la licitație, o să fie pentru mine careva problemă. Am admis careva scandaluri, suspiciuni, dar am spus că nu văd o problemă și nici nu avem dreptul să interzic lui să participe la licitație. De ce să nu știi și nu interzic? Și la mine și la alți executori participă. E posibil că participă și la administrator de disabilitate la licitație. Eu nu interzic și nu este corect să interzic, să spun ceva. Dumneavoastră a câștigat licitație? Să-mi amintesc, da, a fost și că a câștigat licitație. Acolo nu este conflict de interese? Nu văd conflict de interese. Nu văd.
La câteva sute de metri distanță de casa familiei Moroz, pe strada armenească numărul 25, un alt locatar susține că a fost lipsit ilegal de casa cu trei nivele care îi aparține, iar executorul judecătoresc, în gestiunea căruia se află dosarul, este George Boțan. A evaluat casa aceeași companie care a evaluat și imobilul din strada Șciusev 27, Gofma Consulting SRL. Modul în care a fost înstrăinat imobilul este investigat în prezent de Procuratura Anticorupție, în cadrul unui dosar penal. Gheorghe Tanasov, proprietarul casei, a solicitat să nu fie filmat, pentru ca familia sa să nu aibă de suferit. Avocatul acestuia însă, Eugeniu Miron, explică în detalii cum s-au întâmplat lucrurile. În 2014, pentru o datorie de 105.000 euro a feciorului Nicolae, stabilit de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, executorul judecătoresc George Boțan vinde prin licitație casa acestuia de 73,2 metri pătrați, situată la intersecția străzilor Șciusev și Armenească. Anunțul despre licitație este anunțat într-un ziar din Comrat, iar casa este adjudecată la numai 36.000 de euro de un locuitor din satul Chirsova, Găgăuzia, Kiril Tanasoglu. Acesta s-a dovedit a fi colegul de facultate al lui George Boțan, cel care a organizat licitația. Omul de afaceri, Veceslav Botnaru, care de 10 ani închiria imobilul drept sediu al firmei sale și care avea drept preferențiar de a cumpăra imobilul, spune că nu a cunoscut despre licitație. Și a fost acolo, nu m-a anunțat, măcar s-a anunțat că la licitație, poate știți cum, poate îl cumpăram, mă cem la licitație. Da, pentru că la licitație s-a vândut practic de două ori mai ieftin. Da, eu știu, dar timpul mi-a părut rău de și nu am stat. La scurt timp, Veceslav Botnaru a cumpărat imobilul deja de la colegul de facultate al lui George Boțan. Se întâmpla în aceeași zi în care executorul își cumpăra oficiul aflat la distanță de doar câțiva pași, pe strada Șciusev 27. În ce relație sunteți dumneavoastră cu domnul Kiril Tanasoglu? Am învățat împreună la universitate. Și ulterior sunteți prieteni cunoscuți? Ba, așa, ocazional. Ne întâlnim, nu ținem relații strâns. În decembrie 2018, George Boțan a fost obligat de instanță să întoarcă lui Kiril Tanasoglu o datorie de 70.000 de euro. Executorul susține că datoria nu are nicio atribuție cu înstrăinarea imobilului de pe strada armenească numărul 25 și că este vorba despre o chestiune personală. Pentru că suma încasată din vânzarea casei nu a rambursat întreaga datorie a lui Nicolae Tanasov, executorul judecătoresc a trecut la urmărirea bunului imobil vecin, cu trei nivele, situat la câțiva pași distanță, tot pe strada armenească 25 și la care Nicolae Tanasov este coproprietar, alături de alți doi frați și părinții săi. În timp ce un etaj al casei era angajat la bancă și fără a stabili cota parte din imobil a feciorului cu datorii, executorul scoate casa la licitație. Evaluează imobilul compania deja cunoscută Gofma Consulting SRL, care stabilește că aceasta are o valoare de 1,2 milioane de lei și doar un singur etaj, în timp ce la fața locului se află un bloc cu trei nivele care costă peste 2 milioane de lei. După ce la două licitații organizate pentru înstrăinarea bunului imobil nu s-ar fi înscris niciun participant, prețul a fost redus la 911.000 de lei, iar dosarul de organizare a licitației este transmis executorului Oleg Ungureanu. La licitația anunțată în ziarul Dreptul s-au înscris doi participanți, Victor Chistol și Gheorghe Rață, cumnatul lui George Boțan. Imobilul în registrul cadastral de 147 de metri pătrați, iar în realitate de 377 de metri pătrați, a fost adjudecat de Victor Chistol contra sumei de 911.000 de lei. Procesul verbal al licitației însă nu a fost confirmat, iar judecătorii obligă executorul judecătoresc să stabilească toți proprietarii imobilului și să înlăture neregulile privind suprafața imobilului. De această dată, experții aceleași companii, Gofma Consulting SRL, stabilesc că imobilul are o suprafață de 377,80 metri pătrați și 3 niveluri, iar valoarea casei este de peste 2 milioane de lei. Acest lucru însă nu schimbă esența tranzacțiilor ulterioare. Imobilul este scos din nou la licitație, doar că la primele două anunțate la fel în ziarul Dreptul nu se înregistrează niciun participant, chiar dacă imobilul era adjudecat la prima licitație de Victor Chistol. Acesta se înregistrează abia la cea de-a treia licitație, la care prețul casei scade la puțin peste 1 milion de lei. De această dată, licitația este recunoscută drept legală de Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău.
Noi încercăm toate posibilitățile, modalitățile legale, să batem în ușă, să ne audă cineva. Și vrem aspectul legal, din punctul ei de vedere. Că, într-adevăr, uitați-vă, nu cum poți să scrii, să faci act de evaluare, să scrii că imobilul ăsta constituie un nivel și are 147 de metri. Nu-i bătaie de joc asta? Adresarea lui Gheorghe Tanasov la Procuratura Anticorupție s-a soldat cu refuzul șefului Viorel Morari de a porni urmărirea penală. Între timp, Inspectoratul de Poliție Centru a decis anchetarea legalității înstrăinării casei familiei Tanasov și a deschis la 1 august 2018 un dosar penal. Doar că peste două zile, acesta a fost remis din nou la Procuratura Anticorupție pentru efectuarea urmăririi penale conform competenței. Ofițerul de poliție a constatat că executorul judecătoresc George Bosan și-a depășit rădit limitele drepturilor și atribuțiilor prin aplicarea sechestrului pe casa cu trei nivele a familiei Tanasov, iar factorii de decizie din cadrul Gofma Consulting SRL, folosind intenționat situația de serviciu în interes material, au evaluat imobilul numărul 6 din strada Armenească 25, drept casă cu un nivel, care ar valora 1,2 milioane de lei, fapt ce nu corespunde realității și tăinuit în scopul diminuării costului real al bunului imobil. Din august 2018, când dosarul a ajuns la Procuratura Anticorupție și până în prezent, Gheorghe Tanasov susține că nu a fost audiat de procurori și nici anunțat despre o eventuală clasare a dosarului. Abordat, George Boțan susține că nu a admis vreo neregulă la înstrăinarea bunurilor imobile aflate în proprietatea familiei Tanasov. Nu toate imobile care au 3 sau 4 sau 5 nivele sunt neapărat legalizate și autorizate. Toate informații care noi am fi avut-o de la cadastru, inclusiv cea interpelată în dosar, se referea la 147 de metri, în opinia noastră și în opinia expertului, probabil legal înregistrat. De fapt, înstrăinarea bunurilor imobilului este deschis un dosar penal. Da, am fost. Dosar? Da, am fost audiat, am dat explicații ulterior. Eu nu mi-am amintesc care a fost soluția, cum a fost clasat sau... La Procuratura Anticorupție. Da, la Procuratura Anticorupție. Nu a fost clasat? Nu cunosc rezultatele. Eu, dacă mă întreabă, răspund. Nu mă deranjează, mă bucur. Întrebat despre participarea cumnatului său, Gheorghe Rațel, la licitațiile privind vânzarea casei familiei Tanasov, George Boțan susține că nu ar fi fost el cel care l-a anunțat despre licitație. Gheorghe Rațel participă la mai multe licitații, nu toate le câștigă, nu toate le sunt care pierd, dar eu nu văd o problemă dacă el participă la licitație și este un, aș spune, o sursă divinită domnului Rațel, care... Și nu doar la mine. Este un conflict de interes atunci când dosarul de acceptare se află dumneavoastră și urud participă la licitație? Da, câștiga toate licitații domnul Rață, cred că era o problemă, dar eu nu le câștig pe toate. Și destul de obiectiv. Întrebat dacă există un conflict de interes în acest caz, președintele Uniunii Executorilor Judecătorești, Valeriu Devderea, a evitat să ofere un răspuns exact și a făcut trimitere la prevederile legale. Cărui de șase categorii nu au drept să fac chestia. Licitație. Este în lege prevăzut, dar este articol în codul de executare. Deci, dacă cumnatul executorul judecătoresc participă... Nu vă pot spune că nu vreau, dar o să găsesc în lege. Unicul articol din codul de executare care enunță interdicții referitor la participarea în cadrul unei licitații prevede că nu au dreptul să participe deputații, judecătorii, avocații, notarii, procurorii, executorii judecătorești, polițiștii și ofițerii de urmărire penală. Executorul judecătoresc George Boțan, care pe parcursul carierei a fost implicat în mai multe scandaluri și lipsit de licență, dar salvat de instanțele de judecată, are statut de învinuit în cadrul dosarului privind spălarea a 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă prin intermediul sistemului judecătoresc din Republica Moldova.